Se mișcă lucrurile în dosarul deceselor din secția ATI Pantelimon. Șefa de secție și asistenta șef au fost chemate pentru audieri la serviciul omoruri. Cele două vor trebui să explice anchetatorilor acuzațiile potrivit cărora ar fi redus în mod intenționat doza de medicamente a pacienților aflați în stare critică. Medicul șef al secției anestezie și terapie intensivă alături de asistenta șefă de la aceeași secție au fost aduse drept martore la serviciul omoruri din capitală, conform surselor judiciare. Cele două ar fi micșorat doza de noradrenalină a pacienților bolnavi în stare critică din dorința de a elibera paturile din secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon. Totul a pornit după ce un asistent medical a sesizat că în perioada 4-7 aprilie 17 pacienți ar fi murit din cauza administrării necorespunzătoare a medicamentului care îi ținea în viață pe pacienți. În urma deceselor suspecte au fost deschise 4 anchete, printre care și cea a Colegiului Medicilor. Comisia i-a audiat pe toți cei 23 de medici din secția de ATI și a analizat toate cele 17 cazuri de decese. În concluziile anchetei reiese că nu a existat niciun fel de suspiciune cu privire la abaterea de la protocoalele medicale. Și din primele date ale anchetei Corpului de Control al Ministrului Sănătății, rezultă faptul că pacienții erau în stare foarte gravă, iar decesul a survenit ca urmare a cedării organismului, nu în urma administrării incorrecte a medicamentului. Cu toate acestea, pe masa anchetatorilor încă se află înregistrările audio surprinse între cadrele medicale, care par să întărească suspiciunea că pacienții ar fi murit cu zile. Poate să fie atât de mulți oameni, atât de mulți pacienți, ca să eliberăm și aducem un cup pe ploaia 7, era ultima dintre ei a decedat jos în locul, ce-am adus 7. Și 20 de joi până duminică. Deci până sâmbătă dimineață. Până sâmbătă dimineață, au murit 20. Da, când am ieșit. Dar la fel, la toți le-a făcut același lucru, cu noradrenalina le-a scăzut-o? Și v-am scris eu acolo, v-am redirecționat. Da, da. 741, 741, nu știu care. Păi la toți le-a modificat numai. Le-a modificat și la alții le-a pus zero în loc de noradrenalină. Le-a zis în loc de noradrenalină, da, exact. Dar cine le făcea asta, medicul sau asistenta? Medicul. Da, și îmi spune în foaie 30 cu 20 sau cu 15 și se meargă cu 1. Doamne, ferici. Iar asistentele ce zic, mă? Ce, noi? Păi cum să facem așa? Ei pleacă, noi iar arătăm la 20. Anchetatorii încă continuă cercetările pentru a definitiva circumstanțele în care s-au produs cele 17 decese la secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon din capitală.